Găsit, dragilor, sunt Gianina, ne revedem cu drag la o nouă ediție de podcast. Știți cum se spune că legătura între minte, trup și suflet este una destul de strânsă, însă eu m-am gândit tot timpul atunci când vine vorba de un sportiv care se referă la faptul că nu-l mai ține corpul, că nu-l mai ajută, că s-a accidentat, că ar vrea să mai continue și cumva pare un fel de antiteză, așa, pare un fel de conflict interior. Pe de-o parte, el, să spunem, mintea lui sau sufletul lui vrea să continue cu acel sport, însă zice corpul nu mă mai lasă. Și am astăzi un invitat care face o disciplină sportivă care are legătură foarte mult și cu această parte mentală, dar și spirituală. Și chiar vreau să intrăm în zona asta astăzi, pentru că știu că face față. Este vorba de domnul Amato Zaharia, președintele Federației Române de Kempo. Bună ziua și bine ați venit pe la noi! Mulțumesc pentru invitație! Ce faceți? Aștept subiectele cu nerăbdare în această zi carniculară și mă simt foarte bine la voi aici în studio. Cu drag, mulțumim și noi că ați acceptat să veniți și abia aștept să-mi spuneți așa mai multe detalii despre partea asta care nu se vede într-un sport atât de fain pe care îl practicați dumneavoastră de atât de mulți ani. Câți ani? 40, 50, câți ani sunt? Din 78, 45 de ani. Mamă, mulți înainte. Aproape că ați crescut cu el. Așa și este. Am crescut cu el, la fel cum cresc 10.000 de sportivi legitimați în cadrul Federației Române de Kempo, cresc în acest sport, ceea ce pe noi ne bucură. Spuneai foarte frumos legătura dintre trup, minte, suflet, zona asta mentală, câteodată poate chiar și spirituală, sunt foarte importante și diferența între sportivi la un moment dat este dată exact de cel care este mai puternic mental. Indiferent cât de puternic ești fizic, ai un moment când nu mai poți. Adică este evident, latura asta fizică te ține cât te ține, în funcție de cât ești de pregătit, pe unii mai mult, pe unii mai puțin. Condiția fizică, cum spunem noi, da? La un moment dat te lasă, că nu ai cum, din vari motive. Sau ești, în cazul sportului nostru, foarte lovit în timpul competiției. Se resimt loviturile, se resimte efortul fizic. Și atunci cine are psihicul cel mai puternic este cel care la final va fi și învingător. Și nu numai în sportul nostru, cam în toate sporturile se întâmplă la fel. Indiferent cât de puternic ești, este evident că sportivii se antrenează până la un punct toți cam la fel. Că flotări, genuflexiuni, alergări și pregătire specifică fac majoritatea. Și la un moment dat, presupunând că ei doi sunt egali, unul trebuie să câștige. Cel mai puternic psihic va câștiga. Dar cum vine asta ce spuneam în introducere? Eu aș vrea să mai continui cu sportul, dar nu mă mai lasă corpul. E un fel de, că e chiar un conflict interior dacă ai să stai să te gândești. Da, acum trebuie să vedem în ce situație ești. Dacă tu ești pe finalul carierei sau știu eu, din vari motive, multe accidentări, pentru că sportul de performanță presupune și accidentări. Sportul este frumos, într-adevăr. Oamenii se regăsesc în anumiți idoli, vor să fie și ei ca anumiți campioni. Sigur că da, este frumos și este bine ca lumea să practice sport. Dar sportul de înaltă performanță trebuie să fim realiști, corect cu noi înșine, vine la pachet și cu probleme. Întotdeauna când faci ceva mai mult decât trebuie și în alta performanță este mai mult decât îi trebuie corpului. În general, cam așa se întâmplă. Fiecare ființă umană, fiecare organism este unic și fiecare poate să facă ceva. Ceea ce pentru mine este puțin, pentru alții este extrem de mult. Adică dacă eu fac într-o serie, un exemplu așa simplu, pe înțelesul tuturor, 70, 80, 100 de flotări, alții nu fac în toată viața lor 100 de flotări. Iar alții, mult mai bine pregătiți decât mine, poate fac 200. Corpul meu duce la 100 de flotări. Exemplu ca să-l înțeleagă toată lumea. Și eu vreau să îl duc, să-l cresc, să ducă 200 de flotări. Sigur că în încercarea mea de a-l duce către 200 de flotări, îl voi forța, îl voi forja, cum zicem noi, mai mult decât trebuie și atunci undeva el se va rupe, că n-are cum, oricât de fier ar fi, să zicem așa, nu este de fierul la care trebuie și el se va rupe. Și atunci în alta performanță vine întotdeauna la pachet și cu diverse probleme.
și cu atât mai mult merită apreciați și respectați sportivii de înaltă performanță, campionii, pentru că ei sunt niște vectori de imagine ai sportului. Prin felul lor de a fi, prin anduranța sacrificiilor, că este un sacrificiu la un moment dat, de a ajunge cât mai sus, de a ajunge cât mai departe, trag după ei o masă mare de copii și tineri care vor să devină și ei sportivi de înaltă performanță și, sigur, foarte puțin vor deveni, dar avantajul este că cei mai mulți vor practica un sport, ceea ce este benefic pentru fiecare ființă umană. Dar dacă noi suntem una, minte, suflet, corp, cu toate suntem una, unul, cum poate corpul să nu mai poată și sufletul să mai poată, sau mintea? Păi știi cum e, ochii văd, inima cere, conștiința nu și nu, știi? Sigur că poate. Tu îți pregătești corpul să devină din ce în ce mai puternic. Uh-huh. Până la un punct, sigur, întotdeauna este un număr mare de oameni mai puternici decât tine, la fel cum un număr și mai mare de oameni este sau o să fie mai slab și fizic decât tine. Mentalul este foarte important și, din păcate, foarte mulți sportivi antrenează numai latura fizică. Uh-huh. Să devină puternici, să aibă mușchiul mare sau să fie mai rapizi în funcție de sport, și pregătirea asta mentală, să zic așa, este lăsată deoparte, de multe ori nebăgată în seamă absolut deloc. Dacă ne uităm la marii campioni, o să vedem întotdeauna un staff în jurul lor foarte bine pregătit pe toate palierele antrenamentului, și vorbim de psihologi, vorbim de pregătire mentală. La noi, unui sportiv, dacă îi spui avem nevoie, sau, mă rog, unui ministru, unui președinte, în cazul de față Agenția Națională pentru Sport, dacă te duci și îi spui avem nevoie de un psiholog la lot, lasă-i, cei ai tăi sunt nebuni. Sau sportivul zice, pe ce eu sunt nebun, nu e vorba de psihiatru. Adică lumea face această confuzie mereu. Nu e vorba de psihiatru, e vorba de psiholog, care este cu totul altceva. Iar echipele mari, sportivii mari au întotdeauna psiholog cu ei sau cineva care este pregătit în acest domeniu. Am văzut, de fapt am citit, că în anul 1995, parcă, ați fost în Japonia și a stat 3 luni la un templu, zic bine? 1993, anul acesta se împlinesc 30 de ani de când am fost prima dată în Japonia, și de atunci am fost aproape în fiecare an. Ne-a întrerupt guturaiul secolului, lumea stătea cu nasul în batistă chiar dacă nu le curgea nasul. Și nu am avut voie să plecăm, dar în principiu am fost cam în fiecare an, în unii ani chiar și de 2 ori, și a fost o experiență foarte plăcută și o lecție totodată. Am stat 3 luni în 1993, în mai multe temple din Japonia, într-unul 2 luni, Bekaku Honzan Uji Kyoto, unde pe lângă pregătirea fizică deosebită, pregătirea tehnico-tactică deosebită în sportul meu de luptă, aveam parte și de astfel de metode de pregătire mentală și chiar și spirituală, pentru că este evident, asiatici în general și japonezii în principal consideră ființa umană într-o comuniune permanentă cu universul, să-i spunem, să nu-l definim nici ca fiind Dumnezeu, nici ca fiind Buddha, nici ca fiind Allah, să-i spunem universul pur și simplu, o forță care guvernează tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, iar ființa umană așa trebuie să fie, în comuniune permanentă cu universul. Și mi s-a dat atunci un exemplu foarte, foarte frumos pe înțelesul meu de novice, și câteodată poate chiar afon, chiar dacă citesc mai mult decât prevede legea. Noi funcționăm ca un aparat de radio, celebrele aparate radio de pe vremuri, când tu învârți de acel buton să pui pe programul care trebuie, pe frecvența care trebuie. Atunci când aparatul este pe frecvența care trebuie, sunetul se aude foarte frumos. Corpul tău, organismul tău este zâmbitor, luminos, jovial, plin de energie. În clipa în care ceva duce mai stânga sau mai dreapta de la frecvența respectivă, începe să apară bruiajul. Și atunci, sigur, organismul se îmbolnăvește, psihicul o ia razna, în anumite cazuri intervin depresii. Noi trebuie să avem grijă prin toate metodele și mijloacele
să reușim să ținem aparatul ăla poziționat așa cum trebuie, pe frecvența care trebuie. Și ăsta e un exemplu pe care l-ați primit atunci, acum 30 ceva de ani acolo? Da, un exemplu pe care l-am primit ca să înțeleg și eu cu mintea mea limitată cam cum funcționează lucrurile din punctul lor de vedere. Eu nu știu dacă este bine sau nu, m-am regăsit însă foarte bine în exemplul respectiv. Și cum v-ați menținut? Adică e clar că v-a intrat asta în minte și cum ați reușit să mențineți acel echilibru, acea frecvență? Asta ține de fiecare în parte. Fiecare își setează într-un anumit fel mentalul, pe o anumită frecvență, intuitiv, fără să-și dea seama mulți, iar în clipa în care sunt atacați, agresați, asta se întâmplă în societatea noastră în care trăim, nu ai bani, vine, știu, rata la bancă, vine întreținerea, copilul plânge, te-ai îndrăgostit de altcineva, ai un amant, ai o amantă, se strică toată acea poziționare pe frecvența care trebuie și omul începe să devină bulversat din toate punctele de vedere. Celebrele depresii, intră mulți în depresie și depresia este o boală fără doar și poate și specialiștii pot să se pronunțe mai bine decât mine asupra ei. Oamenii nu reușesc să gestioneze tot acest stres, să-l definim per total ca fiind stresul cotidian, nu reușesc să-l gestioneze. Cei care îl gestionează, cum este și cazul meu, devin un pic mai imuni la toate aceste atacuri, chiar dacă, sigur, pe anumite porțiuni de timp te mai duci și tu stânga-dreapta de la frecvența respectivă, iarăși tragi de tine, stai puțin că am luat o raznă, m-am dus pe câmpie, vin-o înapoi. Fiecare trebuie să seteze, nimeni nu poate să vină din afară și să-l tragă de mână, nu este o știință exactă, nu este o matematică. Repet, fiecare ființă este unică în felul ei și trebuie tratată ca atare. Vreau să-mi spuneți ce înseamnă Kenpo, dar pe înțelesul tuturor. Kenpo, ca istorie, să spun așa, este prima artă marțială atestată documentar în Asia. Și aici aș vrea să precizez că artele marțiale nu înseamnă, știu, numai ceea ce vedem noi în filme ca venind din Asia, Japonia, China, Vietnam, Coreea și așa mai departe, inclusiv denumirea arte marțiale nu este o denumire asiatică, așa cum spune și numele marțial, vine de la zeul Marte, zeul războiului, care era un zeu roman, de fapt, și ulterior a mai ajuns un pic și prin Grecia, deci la noi, în zona noastră, s-a inventat această denumire arte marțiale, pentru că mulți oameni sunt tentați și se duc cu gândul către Asia atunci când spun arte marțiale. Arte marțiale înseamnă arte de luptă, arte de război. În Asia, în special China, Japonia, prima artă marțială documentată științific s-a numit Kenpo, care înseamnă arta luptei totale, în traducere liberă. Făcând o un arc în timp și venind în timpurile noastre, Kenpo este un sport de luptă în care se folosește toată gama de tehnici, lovituri cu mâinile și picioarele, coatele și genunchi, aruncări, proiectări, continuarea luptei la sol. Are mai multe probe de concurs, de la probe soft, ușoare, în care cel care punctează fără să lovească foarte tare adversarul câștigă, până la probe de luptă extrem de agresive, celebrele lupte în cușcă, ca să vorbesc pe înțelesul tuturor, artele marțiale mixte, MMA-ul, care este parte componentă din Kenpo. Deci este un sport de luptă, ca să concluzionăm, un sport de luptă extrem de complex și de mare anduranță. Pentru cei care sunt mai puțin familiarizați cu sportul în general și cu sportul de luptă în principal, am putea spune că este o combinație între karate, judo, lupte, kickboxing și box, deși ele, toate cele pe care eu le-am numit acum, s-au născut cu mult după ce a fost născut Kenpo. Adică ele sunt niște părți componente ale Kenpo-ului din zilele noastre. Ok, și Kenpo are, cum ar veni, mai multe stiluri de luptă, nu? Mai multe discipline de concurs, la fel cum în atletism, de exemplu, dacă întrebăm acum pe cineva și, mă rog, cei care ne urmăresc, ar putea să-și pună această întrebare, ce înseamnă atletismul?
cum l-ar defini? Este alergare? Este aruncarea cu sulița? Este aruncarea cu ciocanul? Este săritura în lungime? Este săritura în înălțime? Sunt vreo 80 de probe de concurs în atletism. Adică atletismul nu este numai ce știm noi cu alergare. Are foarte multe probe de concurs. Dacă ar fi să definim gimnastica, și întrebăm acum pe cei care ne urmăresc ce este gimnastica. Și toți se duc cu gândul poate la Nadia Comăneci, primul 10 din istorie, bârnă, sol, paralele și așa mai departe. Ceea ce nu este corect per total, pentru că gimnastica are și gimnastica aerobică, are și trampolina, acele plase pe care gimnaștii sar, au gimnastică ritmică, cu panglică, cu mingi, adică sunt foarte multe probe de concurs în gimnastică. Dacă ar întreba cineva ce este gimnastica ca disciplină sportivă, ar fi foarte greu cuiva să o definească, pentru că are peste 25 de probe de concurs. Canotajul, la fel, și așa mai departe. Sunt probe cu sunt sporturi cu multe probe de concurs și atunci, sigur, te duci cu gândul ca fiind ceva de luptă, dar cine vrea să intre în profunzime trebuie să studieze un pic mai mult. Adică tempo-ul e practic o complexitate. Arta luptei totală. Este o complexitate de tehnici de luptă. De luptă. Specialiștii spun că ar fi cea mai complexă formă de luptă existentă în domeniul sporturilor de luptă. Și tocmai de aceea și sportivii trebuie să aibă parte de o pregătire deosebită. Sunt meciuri care se desfășoară pe durata 3 reprize a câte 5 minute. Dacă ne gândim că în alte sporturi, să luăm boxul, spre exemplu, repriza are 2 minute, cel mult 3 la profesioniști. Și nu lovești decât cu brațele. Și cu toate acestea îi vezi pe boxuri la un moment dat că efectiv nu mai pot depune un efort extraordinar. Gândiți-vă că la noi repriza are 5 minute, nu 2 sau 3, și nivelul de complexitate, anduranță, agresivitate este unul deosebit. Lovituri cu mâinile, cu picioarele, aruncări, continuarea luptei la sol, ceea ce face ca meciul să fie extrem de greu și rezultatele foarte greu de obținut. Aș vrea să mă lămuriți un pic cu privire la faptul că, pe de o parte, tempo-ul pare și este destul de agresiv, dar pe de altă parte este considerat și spiritual, un sport spiritual. De ce? Este, pentru că întotdeauna, așa cum am spus și la început, latura fizică trebuie îmbinată cu latura mentală, cu latura spirituală. Dacă vrei să ai performanțe la cel mai înalt nivel în sportul tău. Fiecare sport are cel mai înalt nivel. Da? Nu putem să comparăm sporturile între ele. Dacă, spre exemplu, sunt sporturi unde rezultatul îl obții poate în 40 de secunde sau să luăm suta de metri în 9 secunde, 8 secunde sau cât mai este recordul acum, și lumea zice, cum domne, a alergat doar 9 secunde. Păi omul ăla, ca să facă cele 9 secunde, s-a pregătit ani de zile. În cazul nostru nu poți lupta numai 9 secunde. Și lupți 3 reprize de 5 minute în anumite meciuri și mai multe meciuri, ca să, adică să te duci pe locul întâi, trebuie să câștigi cel puțin 3-4 meciuri în cazul nostru, pentru că sunt foarte multe țări în concurs, foarte mulți sportivi pe categorie. Și mai auzim în general așa pe sportivii referindu-se la divinitate, la Dumnezeu, adică fiecare încearcă să își ia putere, să-și ia forță la un moment dat când nu mai poate, de la ceva. Unii simt că cineva acolo sus sau în jurul lui sau această forță universală îi protejează. Sunt mulți sportivi care intră în cușcă, în cazul nostru, în anumite meciuri sau pe saltea și își fac semnul crucii. Nu știu, simte el ceva în momentul respectiv că acea zonă spirituală către care se duce îl ajută. Sau alte civilizații, alte culturi, musulmanii au felul lor, noi mergem în competiții și sunt din toate religiile și din toate culturile sportivi proveniți. Și fiecare are felul lui de a se raporta și de a cere putere, să zic așa, îi se pare lui în momentul respectiv, de la cineva superior lui, de la o forță universală superioară lui. La fel se întâmplă și în campo și această îmbinare fizic, mental, spiritual, am constatat că este una de succes. Care este legătura între călugării și aolingi, Kempo?
Chempu a plecat din Mănăstirea Shaolin, celebra Mănăstirea Shaolin. La vremea respectivă s-a numit Shaolin Chuanfa, așa este în limba chineză, după care Shaolin Chempu, pentru că japonezii au cam aceleași ideograme cu chinezii, dar un alt tip de pronunție. Cei care știu că există anumite ideograme care într-un anumit context sunt citite într-un fel, în alt context sunt citite în alt fel și reprezintă altceva. Bodhidharma, un călugăr indian, pe scurt ca istorie, un prinț indian devenit călugăr, și aici este o dezbatere, adică războiul este sângeros întotdeauna. Pe vremea aceea era la fel de sângeros ca și în ziua de astăzi, numai că atunci, știu eu, omorai inamicul cu mâinile goale sau cu piatra, cu sulița, cu sabia, cu ce aveau ei. Acum metodele sunt mai elevate, dar rezultatul este același, efectul este același. Numai că de multe ori acum pe cel pe care îl ucizi, din păcate, nu-l și vezi, adică nu te uiți în ochii lui, că îl împuși de la distanță cu luneta și nu poți să simți ceea ce simțeau pe vremuri când lupta era de aproape. Acest prinț indian, Bodhidharma, Damo în limba japoneză, s-a lăsat de război, a spus nu vreau să merg pe calea uciderii oamenilor. Este foarte important, să nu ucizi este un lucru extrem de important și s-a făcut călugăr. A plecat în China, s-a stabilit la Mănăstirea Shaolin. Călugării din Mănăstirea Shaolin, din cauza orelor, zilelor, anilor de meditație și de posturi de nemâncare, posturi prelungite, erau foarte slăbiți, erau atacați în permanență de tot felul de... Că așa se întâmpla pe vremea respectivă, mai puțin elevat decât în timpurile noastre, când se întâmplă totuși la fel, dar cu metode mai bune, erau atacați de tâlhari. Călugării erau slăbiți, a ajuns Bodhidharma Damo în Mănăstirea Shaolin și ușor, ușor ea revigorat. A început să facă cu ei exerciții fizice, tehnici de luptă, care venind ca o completare la tehnicile spirituale și de meditație pe care călugările respectiv deja le practicau, i-a făcut foarte puternici pe acei călugări. Deci această îmbinare tehnică de luptă, pregătire fizică și meditații din punct de vedere spiritual, i-a făcut pe acei călugări atât de puternici încât au devenit, și iată că tu mi-ai pus această întrebare, nu degeaba, că nu mi-ai zis de vreo mănăstire din Ohio, din Statele Unite sau de nu știu unde, Mănăstirea Shaolin este extrem de celebră, acei călugări au devenit extrem de puternici tocmai prin această îmbinare a exercițiilor fizico-tehnico-tactice cu meditația spirituală și pregătirea mentală. După care, sigur, acești călugări au plecat din Mănăstirea Shaolin pentru a răspândi arta lor, din toate punctele de vedere, inclusiv cea de luptă, și au mers Japonia, Coreea, China, ca așa se întâmplă. Călugării, celebrii călugări, mergeau din sat în sat și acolo făceau, știu eu, prozeliți, elevi care vreau să-i urmeze și în felul acesta Kempo-ul a devenit extrem de popular în toată Asia, după care la nivel mondial. La nivel mondial sunt acum peste 100 de milioane de practicanți de Kempo, ceea ce spunem noi că este extrem de mult. Am un prieten care a fost la Brand Minds, la Cluj, nu mai știu, acum vreo lună de zile, și unul dintre cei care veneau să învețe acolo anumite lucruri era un călugăr Shaolin. Și mi-a povestit din ce au făcut la acea prezentare avută de călugărul Shaolin și mi-a spus că omul era acolo în fața lor, Shaolinul, și au făcut câteva mișcări. Dar mi-a plăcut cum le-a făcut practic niște analogii între cum te aperi de fapt fizic de, în ghilimele, inamici și cum te aperi mental de inamicii imaginari, adică gândurile tale disfuncționale pe care le ai. Care de multe ori sunt mai puternici decât inamicii pe care e în față din punct de vedere fizic. Este o problemă a ființei umane. Întotdeauna mintea omului se învârte în toate direcțiile și se duce pe toate câmpiile posibile. Își creează tot felul de scenarii care la un moment dat n-au nicio legătură cu realitatea, dar pe persoana respectivă o bulversează extraordinar de mult.
Exemplu simplu, pleacă ea sau el, pleacă să ia o pâine de la magazinul din colț, se întâlnește cu cineva, stă de vorbă, întârzie 10 minute. În mintea celui rămas acasă se produc tot felul de scenarii, cu cine s-a întâlnit, de ce s-a întâlnit, unde s-a dus, ce s-a întâmplat, poate a fost un accident, poate și până ajunge persoana respectivă acasă, deja cel rămas acasă este extrem de supărat, extrem de încărcat, extrem de tensionat pentru ceva ce nu s-a întâmplat decât în mintea lui. Adevărat. Omul este propriul lui inamic, din păcate. Și noi învățăm de-a lungul vieții, cei care practică Kenpo în cazul nostru, să ținem sub control omul din noi. Se spune foarte frumos că în fiecare din noi este și cel bun și cel rău. Și acum, mă rog, tu devii cel pe care îl frânești mai mult. Adică tu devii, o să devii rău dacă răutatea din tine o frânești mai mult sau, din contră, bun dacă bunătatea din tine o frânești mai mult. Deci da, lupta cea mai importantă, și îmi place ce exemplu a dat călugărul respectiv, lupta cea mai importantă este cu tine însuți, și noi dăm exemplul ăsta tot timpul în sălile noastre. Tu nu cu adversarul trebuie să lupți, ci cu tine. Lupta asta de cele mai multe ori este mult mai grea decât cu cel aflat în fața ta. Da, corect. Dar te învață Kenpo-ul cum să pui în aplicare ceea ce faci în mod fizic cu propriile tale gânduri? Da, absolut, da, dar nu numai Kenpo. Eu vorbesc despre Kenpo pentru că sunt în cadrul Federației Române de Kenpo. Este ceva la care am muncit și în un domeniu în care muncesc de foarte mulți ani, de zeci de ani. Numai când spun zeci de ani, iată, mă apucă și pe mine depresie acum, îmi dau seama că, de când sunt în domeniul ăsta. Dar majoritatea sportivilor se confruntă cu aceleași probleme. Înainte să intre în competiție, mulți sportivi, campioni extraordinari, se gândesc și își fac totuși tot felul de scenarii care îi dau înapoi ca performanță fizică. Ce zic spectatorii dacă o să pierd? Ce o să zică tata dacă o să pierd? Ce o să zică antrenorul meu dacă o să pierd? Ce o să se întâmple dacă o să mă accidentez? Ce o să fie dacă o fi și cu dacă? Cam așa se întâmplă în mintea sportivilor în general, și fiecare din ei, în fiecare sport în parte, nu doar în Kenpo, se confruntă cu o luptă interioară fantastică. Atunci este ceea ce noi spunem, trebuie să te motivezi, să treci peste toate acele gânduri, toate acele scenarii pe care tu ți le faci în mintea ta, și sigur, unele poate sunt reale, dar tu trebuie să te motivezi să treci peste ele, să nu-ți pese de nimic, să nu te intereseze nimic ce este în jurul tău. Japonezii au o vorbă, jiso sekai. Eu, în cele 3 luni când am stat în Japonia, am învățat foarte multe și aveam cam aceleași gânduri și eu la un moment dat. Cum se uită lumea la mine? Cum o să se uită lumea la mine dacă pierd? Eu câștigasem niște meciuri acolo în templul în care stăteam, în zona în care stăteam, și acum oamenii de acolo își puneau mari speranțe în mine când am fost la o competiție de mai mare anvergură. Și mă gândeam, dacă îi dezamăgesc, cum o să mă privească pe urmă? Și japonezii tot timpul spuneau, jiso sekai, jiso sekai. Nimic nu există în jurul tău, nimic nu există în jurul tău, ești numai tu cu tine însuți. Nimic nu există. Nu trebuie să te bulverseze nimic din ceea ce este în jurul tău. Nu este simplu, dar prin multe meciuri, antrenamente, ani, încep să înveți. Și da, Kenpo poate să te învețe astfel de lucruri. Dar poți să reușești de unul singur să faci asta sau e nevoie neapărat de un psiholog? Acum depinde cât te pregăti, de intuitiv ești. Repet, și o să repet asta ori de câte ori am ocazia, fiecare ființă este unică. Ceea ce unul învață foarte repede sau intuiește foarte repede, pentru altul este deosebit de greu și este de durată și să înțeleagă și să intuiască. Unii învață singuri, alții participă, uite cum a participat colegul tău, prietenul tău la acel curs, se duce acolo să învețe lucruri. Sigur, nu s-a dus acolo degeaba.
Adică el acum, sunt absolut convins că el nu este un oarecare și a zis din acest moment eu mă duc să, la un astfel de curs unde o să vin extrem de o să devin după un curs extrem de deștept. Nu. El este pasionat de domeniu, vrea să se dezvolte, este un mod de dezvoltare personală. Da. Vrea să se dezvolte personal foarte bine, să învețe cât mai multe și așa s-a dus și la acel curs. Deci sunt oameni care învață. Repet, unii intuiesc și învață ei singuri pe pielea lor, alții se duc și, da, chiar și ei au nevoie și ei de o pregătire, pentru că n-ai cum să fii dintr-o dată cel mai deștept om al planetei. Mm-hmm. Și atunci înveți de la toată lumea și te perfecționezi, te autoperfecționezi. Da, am înțeles. Știi ce mă întrebam în momentul în care făceam așa căutările pentru emisiune? Da, pentru podcastul de astăzi. Și mă uitam, oare Amato o fi nickname? Oare e ăsta e numele dumneavoastră de botez? Da. Valentin Amato Zaharia este numele meu. Multă lume mă întreabă, pentru că e un nume neobișnuit pentru România. O perioadă de timp a fost chiar unicat, până când un nepot de-al meu a decis că îi place, mă rog, părinților lui au decis că le place numele ăsta și l-au pus, dar a fost unicat și în sport este chiar unicat. Este numele pus de părinții mei. Nu am nicio rudă în Italia, dacă lumea se întreabă, pentru că Amato este și în limba, are o conotație și în limba italiană. N-am nicio rudă în Japonia, dacă se mai întreabă cineva, n-am niciun fel de rudă pe nicăieri. La vremea respectivă, prin anii 60, era un comentator la radio, un coleg de-al tău, să zic așa, din altă epocă, Amato Checiulescu. Mamei mele i-a plăcut numele și l-a furat, să zic așa, mi l-a pus mie. În limba japoneză înseamnă sabia lui Dumnezeu. Ama înseamnă divinitate, to sabie. În funcție de cum este scris, ama înseamnă divinitate în orice context. Pe toate templele, și eu mă bucuram, îți dai seama, mă duceam în toate. Și acum, când mă duc în toate templele, eu văd ama, prima ideogramă în toate templele. Când scrie ceva acolo, Amaterasu Omikami. Ama vine, ama este Dumnezeu. Și îmi place, îți dai seama că îmi place, na. Da, iar tot se poate scrie sabie sau calea către Dumnezeu în funcție de ideogramă. Acum, mă rog, mai tânăr fiind, că încă mai copilăresc, mi-am scris numele cu sabie, sabia lui Dumnezeu. Cu siguranță când o să devin mai elevat, o să schimb în cale, pentru că este bine ca la un moment dat să înțelegi că sabia nu este cea mai bună cale. Și o să iau ideograma cu cale. Fain. Da. Dar băieților dumneavoastră le-a spus tot nume din astea așa feng shui. Da, niște nume, da, care mi s-au părut mie interesante, că știi cum e acum, oamenii caută nume interesante, dar eu venind din zona asta a sporturilor de luptă, fiind un mare admirator și un om care gustă cultura japoneză în principal, asiatică în general, dar principal cultura japoneză, am căutat să fiu cumva așa în zona asta de artă, de luptă, de... Și Yamato, spre exemplu, unul din cei patru fii ai mei, am făcut și un joc de litere pe de-o parte, am pus un Y în fața numelui meu, Amato, și a ieșit Yamato. Dar Yamato, puțină lume știe, este prima denumire a Japoniei. Japonia nu s-a numit Japonia dintotdeauna, cum nici România nu s-a numit România dintotdeauna. Mm-hmm. Înainte de a se numi Japonia, acea zonă a fost numită Yamato. Mm-hmm. E un prinț și un clan extrem de puternic, clanul Yamato, acolo în Japonia, extrem de respectat. În Japonia sunt și niște statui uriașe care îl reprezintă pe legendarul războinic cu același nume Yamato. A fost și una din cele mai puternice nave de război japoneze a purtat numele Yamato, adică un nume extrem de puternic. Uh-huh. Și în România, cu siguranță, este unicat. Așa, și am pus. Plus că la un moment dat, și el când se prezintă, numele lui se confundă cu numele meu.
pe el îl cheamă și Andrei, Andrei Yamato Zaharia. Când spui Andrei Yamato, dacă nu punctezi foarte tare Y-ul din fața lui Amato, Andrei Yamato Zaharia, sună cam cum este Amato, știi? Da, cu multă lume. Și multă lume cumva ne confundă la un moment dat așa, dar acum, mă rog, el și-a făcut și-a transformat și el la rândul lui numele în renume și deja lumea îl știe. Nu? Îl asociază cu mine, dar deja el are numele lui, lumea îl respectă pentru ceea ce face și eu mă bucur. Iani, tot cu Y, că am vrut să merg pe ideea de YA, Iani Zaharia este, mă rog, și el campion european și mondial, este un călugăr războinic grec, a fost un călugăr războinic grec și nu prea mai am mai găsit așa un nume care să-mi placă în cultura japoneză să se potrivească și atunci Iani mi-a plăcut. Și Timon cel mic, Timon este ideea mamei lui, soția mea, Sanda Zaharia, prima campionă mondială din istoria campului românesc, a căutat ea acolo și Timon. Toți au nume... Iani câteodată se mai confundă cu Ianis, știi că da. Mai zice lumea Ianis și el Y-A-N-I, Iani. Deci sunt mulțumit și de nume și de cei care poartă numele pe care noi le-am dat, pentru că sunt niște copii, bărbați, la ora asta excepționali. Și primul băiat? David s-a născut în Statele Unite, primul meu fiu. Mama lui a plecat însărcinată fiind în 1984 în Statele Unite, a născut în Chicago, este cetățean american de la naștere, fiul David acolo. Ei au pus numele, nu m-a întrebat nimic, pentru că în 84 îți dai seama, nu exista așa o conectare rapidă prin telefon, nu exista pager, nu exista nimic. Exista un telefon ăla clasic ascultat de securitate și ei au pus numele David, a crescut acolo împreună cu părinții lui, avem o relație foarte bună, vine aproape în fiecare an în România, mergem noi în Statele Unite, mergem în concediu împreună. Deci câți ani au David, câți ani are? Dacă spun iar, trebuie să-mi reglez radio pe frecvența care trebuie, că intru în depresie iarăși. Glumesc. David împlinește 38 de ani. Mulți înainte, da. Deci primul meu copil, să ne înțelegem, are 38 de ani. Dar la ce vârstă l-ați făcut? La 18 ani. 18? Serios? Da. Ce tare. Da. Dar dumneavoastră câți ani aveți? 50 și mulți, și aproape 60, 57. 57, mulțime, da, dar arătați mulțumesc, foarte bine. Adică la aproape 60 de ani mi se pare că arătați super. Datorită sportului? Oare? E posibil să fie și datorită sportului, și datorită genei. Nu știu. Datorită faptului că sunt imun la foarte multe atacuri și la foarte multe agresiuni din punct de vedere mental, psihologic. Sunt aproape imun la stres. Multă lume mă vede în tot felul de situații, pentru că apar situații în viață extrem de delicate și vin și sensei, dar nu se clintea un mușchi, nu se vedea nimic. Cum? Și există o vorbă care mie îmi place foarte mult, am și parafrazat-o un pic că mi se potrivește. Un samurai stă neclintit în fața morții ca o stâncă în fața furtunii. Nu este simplu, dar mie mi-e în mod natural, adică nu fac niciun efort. Da. Nu știu. Vă iese în mod natural după ani de zile de antrenament? Dar ce ați făcut până acești ani de zile de antrenament? Nu știu ce să spun. Uite, la cutremurul din 77, că de asta spun, este cumva și genetic la un moment dat. La cutremurul din 77, noi locuiam la casă, mă rog, ai mei toți au ieșit practic prin ușă, să zic așa, când s-a cutremurat, s-a mișcat pământul și casa foarte tare. Eu eram mai mic, aveam 10-11 ani și m-am luat și eu după ei să ies afară și afară fiind în curte, bunica mea, Dumnezeu s-o odihnească, zice, unde-i Mihail, bunicul meu? A murit Mihail. Și noi intrăm acum așa, încet în casă, că noi ne-am gândit că a murit tataie de la cutremurul ăla, nu știu. Și bunica mi-a umplea niște sticle cu apă. Unde fugiți, mă, că e cutremurul, să se oprească apa? Deci, în acele momente tensionate, bunicul meu știa că o să se oprească apa și îl umplea sticle cu apă. În fața stresului, el a fost imun.
în acel moment. Și cam așa sunt și eu. Deci cumva și genetic și pregătit de-a lungul a zeci de ani de antrenamente. Cum se simte centrarea în propria ființă? Aici este o discuție destul de alambicată și de lungă durată. Nu știu dacă ne permite emisiunea, dar eu personal eu mă simt foarte bine. Este important să te simți foarte bine în pielea ta. Eul tău interior să fie mulțumit din toate punctele de vedere. Și aici se întâmplă, ai spus, decentrare. Problemele apar când este descentrat. Exact ce am spus mai devreme cu acel exemplu cu frecvența radio. Se simte foarte bine la mine și eu am văzut că, în general, luptătorii din toate sporturile, sportivi în general, practicanții de kempo, se simt bine în pielea lor, pentru că sportul, în general, îți dă o anumită încredere în tine. Nu prea te interesează așa cum arăți, dacă stă părul bine, dacă nu stă bine, dacă te-ai trezit bine. Tu știi că tu ești bine, tu ești foarte bine. Ai o încredere mare în forțele tale și atunci eul tău interior este centrat foarte bine. Și când vin din stânga, știi, tu te duci, te machiezi o oră, te faci foarte frumoasă și tu știi că ești foarte frumoasă. Și vine o colegă, știi, șuvița aia parcă nu mi se pare că dă bine. Și dintr-o dată, toată emisiunea s-a dus pe apa sâmbetei, pentru că tu o să te gândești tot timpul, dacă a avut dreptate, dacă nu-mi stă șuvița aia bine, dar tu ești impecabilă. Și tu te descentrezi singură, pentru că te lași pradă atacurilor, sunt atacuri energetice. Sigur, unele persoane le fac voit, adică ți le aruncă așa, ți aruncă niște săgeți voit, alții nu au niciun gând decât să-ți fie ție mai bine, să stea ție mai bine părul, nu o fac cu niciun fel de răutate. Efectul însă este același, adică efectul pe care îl pe în subconștient, intră așa ușor, ușor își face loc în subconștient povestea respectivă, dar dacă are dreptate. Și atunci încep să te uiți și tu la emisiune când termin podcastul, și te uiți și deși știi că ești impecabilă, deși te vezi impecabilă, parcă totuși a avut dreptate colega mea. Și încep să te uiți numai la zona aia care, mă rog, ți-a fost insuflată ca fiind în neregulă. Dacă reușești să păstrezi echilibru, eul tău este centrat foarte bine interior. Am înțeles, îmi stă șuvița bine și parcă îmi dă o notă de frumusețe mai mare. Parcă sunt mai frumoasă. Știi? Își fac multe femei și bărbați, am văzut. Da. Tot felul de operații estetice. Ba că are nasul mai lung, știi cum e la femei în general. Acum o să sară doamnele pe mine, dar la femei, dacă ești blondă, vrei să fii roșcată. Dacă ești roșcată, vrei să fii... Niciodată nu ești mulțumită cu tine însuți. Și aici este cea mai mare problemă, că nu ești mulțumit cu tine însuți. De aici apar foarte multe probleme de ordin interior. Și atunci, ea știu eu, poate îi se pare că are nasul într-o anumită formă, să zice, și își face o operație estetică. Și dintr-o dată parcă nu mai este cine era, parcă îi dădea o notă aparte, știu eu, forma respectivă. Da, așa e. Și n-aș vrea să zic acum, pot să zic de Mihaela Radulescu? Da. Mi-e plăcea mai mult înainte să-și facă o operație estetică. Îmi plăcea mult mai mult, avea altă... alt aspect. După ce și-a făcut operație, parcă nu mai era Mihaela Radulescu nici... Cam așa văd eu. Să fii mulțumit cu tine însuți. Sigur, dacă sunt, nu știu ce, defecte deosebite, dar altfel nu. Trebuie să fii mulțumit cu tine însuți. Eu am văzut oameni, știu eu, supraponderali, de o jovialitate fantastică. Și alții, fibră, făcea anatomie pe el, care se uitau în oglindă 4 ore înainte să iasă din casă, dar totuși parcă aici, zona asta, la abdomen, aici nu se uită nimeni la centimetrul ăla care ți se pare ție acolo. Fii mulțumit cu tine. Aici este problema ființei umane. Nu, oamenii nu sunt mulțumiți cu ei înșiși în general. Orice ar face. Și alergă toată viața după niște chimere. Alergă toată viața după bani, ca la final să aibă nevoie de bani să-și rezolve problemele de sănătate căpătate în această alergare continuă după bani.
Era o poveste foarte frumoasă. Unii care stăteau pe o insulă exotică, foarte frumos, palmieri, nisip, aveau tot ce le trebuie acolo. Au venit unii și le-au propus, uite, aici o să facem hotel, o să faci, dacă o să muncim 30 de ani, o să poți să stai și tu să te relaxezi pe o insulă frumos la soare. Dar eu sunt deja pe o insulă frumos la soare, știi? Adică de ce să mai, de ce să vreau mai mult, că am tot ce-mi trebuie. Problema ființei umane. Întotdeauna vrem mai mult, ne dorim mai mult, alergăm după mai mult, când noi, de fapt, avem în acel moment tot ce, tot ce ne trebuie. Da, nu știm să apreciem. Sunt reality show-urile astea, îi duc în jungla dominicană și Amato Fimi a fost acolo, a stat 5 luni și acolo... Unde, la Survivor sau unde a fost? La Exatlon. A, la Exatlon. A plecat cu primul avion, s-a întors cu ultimul, 5 luni a stat acolo și acolo ai, cum să spun, un confort minimal. Confort nici nu poate să intre în discuția asta, dar mă rog să-l pun și pe el. Și uite că stau 5 luni acolo și la un moment dat își dau seama că pot să stea și fără telefon, că pot să stea și fără, și fără, și fără, și fără. Și sunt mai liniștiți mental. Și dintr-o dată pleacă de acolo, vine acasă, intră din nou în jungla asta urbană. De acum a fost experiența asta pentru el? Ce zicea? Extraordinară. L-a marcat? Da, sigur. O experiență, sigur, absolut. E o experiență extraordinară. În primul rând că acolo mulți se duc, mulți pleacă. Cam în primele 2-3 săptămâni pleacă mulți. Nu rezistă psihic. Yamato a fost extrem de puternic. El, dacă mai durea competiția, încă 15 luni el stătea acolo, în condițiile în care toți se văitau cam după prima săptămână, primele câteva zile se văitau, toți vreau acasă. El n-avea nicio problemă, e foarte puternic mental. Poate și, repet, datorită și a genei, dar și a pregătirii de care are parte de când s-a născut, că el a învățat să meargă în sala de antrenament. Dai seama. Dar cine e vedeta așa, Yamato e? Adică care apare, nu știu, mi-a zis și Yamato cineva, apare, mi-a zis. Yamato apare cam peste tot, dar acum e mult spus vedeta, adică eu am altă părere despre noțiunea asta de vedetă, care cumva în ultimii ani s-a cam demonetizat, s-a deteriorat. Acum toți sunt vedete, adică dacă te știe, te știu patru vecini de bloc și în cofetari, sunt vedete. Păi și atunci cu Dem Rădulescu, cu Toma Caragiu, Jean Constantin și cu, am zis așa, cu titlul de exemplu, ei ce mai sunt? Dacă Yamato e vedetă, să zicem, sau Bianca Drăgușanu e vedetă, sau dacă toți ăștia-s vedete, ceilalți ce mai sunt? Sunt oameni cunoscuți, mai cunoscuți decât ceilalți. Dar nu mi se pare că, adică mie mi se pare că sunt mulți care folosesc abuziv și ar trebui să fie dată o lege în acest sens, titulatura de vedetă. Eu i-aș pedepsi. I-aș pedepsi. N-ai cum să fii vedetă. Adică nu, ce ai făcut ca să fii vedetă? Am fost cu 42 de sponsori și m-au cunoscut familiile. Păi, și ce ai făcut concret ca să fii vedetă? Adică mulți nu fac nimic ca să fie vedetă. Yamato este cunoscut, umblă la mai multe televiziuni, este invitat peste tot și Iani începe să fie la fel de vreun an, doi încoace. A lansat și o melodie Iani, Ola Mami, deși nu-i cântăreț, are vreo 5-600 de mii de vizualizări, ceea ce pentru el, la vârsta lui și pentru faptul că nu este din domeniu, este bine. Au jumătate de milion de oameni s-au uitat la melodia lui. Este foarte bine și munca lui. Adică ceea ce ei fac pe munca lor și ei chiar fac ceva. Adică în clipa în care de la 6 ani tu intri în competiții sportive, Yamato are 20 de ani de competiții sportive. Adică de 20 de ani el luptă în competiții sportive. Primul meci l-a avut la 6 ani. Și a trecut prin tot ce înseamnă competiție sportivă. Victorii, înfrângeri, campionate uriașe. Iani la fel. Adică au realizat ceva pe munca lor. Deci David are 38, Yamato... David face 39 în septembrie, da, ca să ne înțelegem. După aia Yamato... Yamato 27, da. Împlinește săptămâna asta. Mulți înainte. Așa, Iani... Deci în săptămâna în care am filmat podcastul. Da, da, exact. Da. Pe 6 iulie Yamato împlinește 27 de ani.
Ianii 20, mulțumesc mult, Ianii 21 de ani împlinește în septembrie. Da, și Timon cel Mic 14 ani a făcut. Mm-hmm. A împlinit 14 ani. Deci în afară de David, toți fac Kenpo. Toți care au crescut cu mine, uh-huh, și s-au născut acolo unde am fost eu, toți sunt practicanți de Kenpo, dar nu numai. Timon, spre exemplu, cântă la pian, a câștigat și un titlu național în urmă cu vreo 2-3 săptămâni la pian. Deci, dacă poți să-ți imaginezi, adică de la luptă la pian, e cale, spun eu, extrem de lungă, deși este tot artă, pentru că eu consider că ceea ce facem noi este, uh-huh, la nivel de artă. Ca exprimare a artei, sunt domenii diferite și el a obținut titlul național și la pian, joacă și basket Timon, chiar peste câteva zile pleacă într-un turneu în țară cu echipa de basket și a fost și campion pe București la not. Deci sunt copii, să zic, sunt copiii mei, chiar dacă unii sunt bărbați, care au muncit mult și nu au câștigat, știu eu, titluri la not sau titluri la pian sau așa, că-i taicăsul Amato Zaharie. Dă-i seama. Nicio legătură. Au muncit mult și eu mă bucur că ei și-au dorit să muncească. Și Iani, spre exemplu, și-a deschis o sală de jocuri, PlayStation, mă rog, și merge și el pe drumul lui, a scos și melodia asta Ola Mami, jumătate de milion de oameni s-au uitat la el, pe mine m-a bucurat, adică îți dai seama de unde, că ieri te băteai în sală și acum te-ai dus la microfon. Când s-a dus prima dată, foarte interesant, că e foarte perseverent, extrem de perseverent, și asta a dovedit-o de-a lungul anilor, a avut foarte multe accidente, unele extrem de grave, și întotdeauna a trecut peste și a revenit mai puternic. S-a dus că vrea să facă și el un videoclip, că îi place și lui să... Și bineînțeles, când s-a dus la un studio, i-au spus aia, n-ai nicio șansă, ai voce zero. Cam asta, deci exact asta i-au spus. Mm-hmm. S-a dus, a luat lecții de canto, vreun an și jumătate, și s-a dus înapoi la studioul respectiv. Zice, bravo, nu ne vine să credem, n-avem nevoie să te mai ajute. Știi că pe toți muzicienii te ajută din mixerul ăla. N-avem nevoie de mixer mai deloc. Adică extrem de perseverent și m-am bucurat pentru efortul lui, pentru că e munca lui. Foarte tare, super. Aici avem niște întrebări, le alegem pe toate, numai ordinea diferă. O să vă rog să-mi dați mie ce, nu știu dacă mi înțelegeți scris. Uite-l cum ăsta, dacă înțeleg scrisul. Da. Facem o încercare, măcar așa tare. Măcar așa de amorul artei. Așa. Cum a devenit Kenpo-ul o tradiție în familia Zaharia? Simplu. Dacă eu am practicat acest sport de când mă știu, soția mea a fost eleva mea și cum se întâmplă în viață, se creează anumite apropiere atunci când stai mult timp împreună, când stai în sală împreună, și a devenit soția mea o luptătoare extraordinară. Prima campioană mondială din istoria Kenpo-ului din România, și copiii n-aveau cum să crească altfel. Adică pe Yamato, spre exemplu, și pe Yamato și pe Iani, de care m-am ocupat eu mai mult, de Timon s-a ocupat mai mult Sanda, deja federația s-a dezvoltat foarte mult și timpul nu mai îmi permitea să stau foarte mult eu cu Timon și atunci s-a ocupat Sanda de el. Dar cu Yamato și cu Iani îmi puneam un sac de la, nu știu cum zice, un rucsac, îl țineam aici la piept și cu ei mergeam peste tot. Când erau doi, pe unul țineam pe banchetă, pe unul aici și mergeam la sală și ei au crescut în sală. Iar Timon, spre exemplu, Sanda era însărcinată cu el în 8 luni când noi eram în Japonia la un turneu. Adică chiar s-au născut acolo și n-avea cum să nu devină o tradiție, dar aș vrea să punctez acest lucru. Nu este obligativitate, n-a fost niciodată obligativitate. Mm-hmm. Și ei spun în interviuri pe unde merg că eu niciodată nu i-am obligat. Ei și-au dorit, pentru că atunci când tu ești băiat, mm-hmm, și îl vezi pe taicătul luptând la o competiție și toți vin să-l aplaude pe taicătul și...
lumea vine să venea să mă salute și eu eram pe locul întâi pe podium și el era lângă podium, avea 4-5 ani și s-a uitat la mine pe podium și el vrea să devină la fel. E cumva o lege nescrisă, o lege a naturii. Dar indiferent ce vor să facă, ca dovadă, Timon a vrut pian, s-a dus și la pian, a vrut în not, s-a dus și la not și am susținut în absolut orice. Iani cu muzica, Iani a jucat și în serialul ăsta Clanul, adică a cochetat și cu zona asta de actorie. De actorie. Indiferent ce își doresc ei să facă, eu îi susțin, nu este obligativitate să facă toată viața lor ce am făcut eu. Îi susțin în absolut orice vor să facă, totuși să își dorească să facă lucruri bune. Ok, mulțumesc frumos. Continuăm, da? Da, da. Păi toate. Ia să vedem aici. Vă este frică de bătaie? Nu mi-e frică de bătaie, că bătaia m-ai luat. Deci, bătaie, știu că bătaia m-ai luat, vorba străzii. Cine spune că nu este frică de bătaie, minte. Cine spune că nu este frică de meci, cine spune că nu are emoții atunci când intră într-un meci, minte. Eu mă mai... Stai liniștit, n-am nicio emoție. Când ai spus n-am nicio emoție, atunci ai cele mai mari emoții și vrei să epatezi, vrei să estompezi toate emoțiile alea. Sigur că da. Tuturor le este frică de orice, de bătaie, de competiție, de necunoscut, de ce li se poate întâmpla. Diferența între oameni o face mentalul. Cum stăpânești acea emoție, cum stăpânești acea frică. Iar eu o stăpânesc foarte bine. Super. Adică, repet, pe fața mea greu citești ceva, în indiferent ce situație. Multă lume îmi spune poker face, adică în mine, chiar dacă este un taifun, nu se citește nimic. Și este cel mai important lucru. Eu primul contact, pentru că artele marțiale în România au fost interzise până în anii, până la evenimentele din 1989, noi, generația mea și generația mai de dinaintea mea, noi nu am avut posibilitate să mergem la atât de multe competiții cum sunt astăzi. Acum sunt multe competiții. Noi am fost niște pionieri într-un anumit domeniu. Eu am avut, sigur, multe meciuri, dar cu mult mai puține meciuri decât au cei de astăzi, pentru că nu aveai cum în perioada respectivă. Însă, apropo de bătaie, pentru că sună așa, știi, sună așa cumva urban, street fight, știi? Toată lumea care mă cunoaște știe că eu am mai avut cu mult mai multe bătăi pe stradă decât în sală. Da, n-am fost cu... Așa a fost să fiu, am fost un rebel întotdeauna și vreau să spun că poate și de aici știu eu controlul asupra emoțiilor în astfel de situații. Erau perioade lungi de timp când nu trecea o zi să n-am o altercație, la modul cel mai realist posibil. Așa era zona. Eu am avut primul contact când am avut 13-14 ani cu un atac cu cuțitul asupra mea. Deci era până anii 79-80, ceva de genul acesta, veneam de la un antrenament, făceam și judo la Dinamo, veneam de la un antrenament, pe strada Teodor Speranția eram ceva întunecat pe unde mergeam eu, linia autobuzului 34 sau 134, ceva mai târziu, pentru cei care sunt mai avansați în vârstă și își aduc aminte, și am fost atacat atunci 13-14 ani cu un cuțit. Nu atacul cu cuțitul m-a speriat, deși aveam 13-14 ani, ci un clic, era un cuțit cu buton și când a apăsat pe buton și a ieșit lama, a făcut un clic. Vreau să spun că în momentul respectiv mi-au amorțit toate simțurile. Am fost blocat efectiv câteva secunde de la acel clic. Și de atunci nu mi s-a mai întâmplat niciodată să am acel blocaj. Chiar și atunci am depășit foarte bine situația. În momentul în care a început povestea, m-am detenționat și am ieșit bine din situația respectivă, dar emoția străzii este alta decât emoția din ring și, din păcate, mulți sportivi, sporturi de luptă, confundă ringul cu strada.
fiecare are ringul lui. Mm. Bătăușii de stradă au ringul lor și sportivii au ringul lor. Dacă cei care luptă în ring nu au și abilitate pe stradă, experiență luptei de stradă, s-ar putea să aibă surprize neplăcute când ajung acolo. La fel și bătăușii de stradă, dacă ajung într-un ring cu un sportiv consacrat, nu mai este la fel. Eu, să zic așa, din fericire pentru mine, le-am îmbinat pe ambele. Okay. Ceea ce nu le recomand celor care ne urmăresc, să se ducă doar la sală. Așa a fost istoria mea și atât. Ok, mulțumesc frumos. Continuăm, da? Da. A, să vedem. De ce fac vedetele Kempo? Pentru că au gusturi bune. Ca să zic așa. Deci, dacă tot ne folosim de această titulatură și zicem că sunt vedete, unii au gusturi bune. Dar unii, vreau să spun, care au venit către Kempo, chiar sunt vedete. Adică, știu, un Adrian Enache, Iuliana Marciuc, Daniela Gheorfi, la un moment dat, Mihai Leu, campionul de box, foarte mulți și sportivi și din lumea showbiz-ului au fost de-a lungul anilor la antrenamente de Kempo, au făcut antrenamente de Kempo cu mine și chiar a fost foarte bine. Nu știu, fiecare se... spre exemplu, Adrian Enache îmi spunea că toată lumea știe că el este un nebun frumos al scenei, el vede, cântă și dansează, adică el se zbenguie acolo pe scenă, vorbește cu publicul și îmi spunea, sensei zice, după ce fac antrenamentele astea am mai, un suflu mai bun, sunt mai sigur pe mine că în momentul în care eu alerg pe scenă, nu rămân fără gaz, nu rămân fără, dacă rămâi fără, îți dai seama, rămâi fără aer pe scenă și se duce melodia. Da, așa e. Și mulți se regăseau în ceea ce făceam eu acolo și de-a lungul anilor au venit foarte multe vedete pe bune și au venit și foarte multe persoane cunoscute. Ok, mulțumesc. Aia am tăiat-o eu, câș. Da, este făcută... este un fel de puzzle. Am înțeles. Sunt Kempo și dezvoltarea personală. Da. Deci dacă există vreo conexiune, probabil, sau ceva de genul ăsta, asociere între Kempo și dezvoltarea personală. Uh-huh. Sigur că există. Am vorbit în toată emisiunea de, despre acest lucru. Este foarte importantă dezvoltarea personală. Spre exemplu, copiilor mei, eu le-am spus, unii m-au ascultat într-o mică măsură, alții într-o mai mare măsură, că la căs copii am, asta este. Uh-huh. Eu le-am spus, este bine și eu vă susțin, este bine ca până la o anumită vârstă să vă duceți în foarte multe zone, nu numai Kempo te poate școli, să zic așa, sau te poate dezvolta personal. Sunt mulți oameni de la care poți să înveți multe și eu i-am sfătuit să se ducă la foarte multe cursuri, în foarte multe direcții, în foarte multe zone, pentru dezvoltarea lor personală pe mai multe planuri. Îți folosește și să știi să vorbești și să știi să vorbești corect, mai ales și să ai o anumită atitudine, o anumită gestică. Te poți dezvolta personal pe foarte multe planuri și mie îmi place pe de o parte că ei au ascultat lucrul acesta, pe de altă parte, practicanții de Kempo au parte și de o astfel de dezvoltare personală. Sigur, în limitele sportului nostru, nu ne arogăm mai mult decât facem noi. Mm-hmm. Adică dacă un om, spre exemplu, vrea să se ducă să învețe o comunicare, să comunice mai bine, să vorbească mai bine, sigur, și la noi se întâmplă astfel de lucruri, dar are niște limite. Se duc la oameni specializați în această direcție și eu recomand tuturor să caute tot felul de căi de dezvoltare personală, pentru că este bine să știi cât mai multe din cât mai multe. Ok, super, mulțumesc frumos! Ia să mai vedem. Dar niște întrebări, da, le rele, așa, niște întrebări, nu e nicio întrebare. Uite, asta îmi place. Regretați că nu ați făcut și o fată. Îmi place întrebarea, asta e o întrebare frumoasă, îmi place întrebarea asta. Fără nicio glumă, eu lucrez continuu. Ca să am o fată. Dar deocamdată n-a fost să fie.
N-a fost să fie. Mi-ar place să am o fată, îți dai seama, patru băieți și o fată ar fi ceva frumos. Eu am patru băieți cu trei mame. Trei doamne extraordinare care au avut ghinionul să mă întâlnească pe mine. Ele spun că n-a fost un ghinion, a fost un noroc, pentru că avem o relație foarte bună în continuare și eu am o relație foarte bună cu toate cele trei mame și am patru băieți. Și eu mă gândesc doar așa, dacă am făcut cu trei mame, patru băieți, câte șanse ar fi ca al cincilea copil să fie fată? Din punctul meu de vedere, mici. Eu mă gândesc că o să fie al cincilea tot băiat. Nu m-aș supăra în niciun fel, mi-ar pare foarte bine să am cinci copii și, repet, ca să se înțeleagă foarte bine, lucrez continuu pentru al cincilea. Dar de cine? David e făcut cu doamna care e în America. Camelia, da, Camelia este mama lui. Yamato și Iani cu Emilia, da? Și Timon cu Sanda Zaharie. Uh-huh, ok. Deci vreau să-mi ziceți ceva, pentru că sunt mulți oameni care au impresia că în momentul în care te-ai despărțit, ai divorțat și așa, vine cu bălăcăreală, cu rufe spălate în public. Cum se poate rămâne într-o relație cu fosta soție, fosta iubită în relații bune? Care e secretul? Să fie amândoi sănătoși la cap, în primul rând, cred că nu? No, orice despărțire este foarte grea, este evident. Și de regulă este, o despărțire este dureroasă pentru cel care rămâne, nu cel, pentru cel care pleacă în general. Cel care pleacă, să zic așa, nu a plecat degeaba. Adică el simte ceva pentru altă zonă. Este evident că pentru ambii situația respectivă nu este una plăcută. Acum depinde și de ei ca oameni cum o gestionează și depinde și de ei ca oameni cum sunt. Eu am spus și o repet, eu am avut norocul și am avut parte de trei doamne extraordinare care mi-au dăruit cei patru copii. Iar ele au simțit întotdeauna respectul meu față de ele și că respectul meu față de ele nu s-a schimbat cu nimic. Uh-huh. Și am fost așa ca o pată de culoare, lumea o să zică că-s nebun. Eu am fost în concedii și cu mamele copiilor mei. Ce nu tare. Separat, ci împreună. Ce tare. Adică se sună una pe alta. Pe Timon, spre exemplu, Sanda îl mai lăsa la Emilia când plecam la antrenament sau când plecam în altă parte, îl mai lăsa la Emilia. Emilia avea grijă de el foarte bine. Iani cu Yamato, spre exemplu, au crescut cu Sanda și ei și acum, ei dacă e să-și cumpere o haină sau cum le vine haina respectivă, cum le vine sau indiferent ce, ei o sună pe Sanda. Ei nu o sună pe Emilia, pe mama lor biologică, ei o sună pe Sanda, o relație extraordinară. Adică relațiile sunt foarte bune și ele au venit cumva natural și datorită faptului că persoanele implicate au fost extraordinare și de o factură foarte bună. Pentru că altfel este greu. Adică, uite, am fost, spre exemplu, la o competiție în Statele Unite și eu eram obligat de conjunctură, de situație să rămân în Statele Unite. Iani trebuia să meargă să participe la campionatele mondiale de MMA în Italia. Noi eram în Vegas. Și Iani era minor. Și Sanda a plecat cu Iani fără niciun fel de problemă, a plecat din Vegas, a venit cu el în România, au stat 2 ore, atât a fost între cele 2 avioane, a venit în România, a stat 2-3 ore, s-a suit în avionul din Italia, a plecat cu el la campionatul mondial de MMA, unde a stat cu el acolo tot timpul. Și situații de genul acesta la noi în familie au fost foarte multe de-a lungul anilor. Toți și toate sunt alături de oricare, în orice moment. Dar cele două și-au refăcut și ele viața? Adică sunt cu alți bărbați? Emilia nu. Emilia este în continuare singură. Mi-a plăcut și ce a zis. Noi am avut o discuție și i-am spus, este normal să, dacă îți găsești pe cineva. Și ea mi-a spus atunci, și așa s-a și întâmplat de 25 de ani încoace aproape, ea mi-a spus atunci, dacă nu pot să fiu cu tine, eu știu la ce nivel ești tu și este greu să găsesc pe altcineva la fel ca tine sau mai sus ca tine este greu și mai jos ca tine nu vreau pe nimeni. Și așa a rămas în continuare, iar eu, mie chiar dacă îmi pare rău pentru această situație, că eu aș fi vrut sincer să își găsească pe cineva, nu pot să nu apreciez și să nu respect o astfel de poziție. Adică
Și copiii au respectat-o pentru treaba asta și merită tot respectul. Mamă, dar ce chestie! Da. Da, am rămas mască. Ok, următoarea întrebare. Să mergem. Ia să vedem. Cum a fost în 93 în templul din Japonia? Mi-ați povestit. Da, extrem de greu. Da, și extrem de frumos. Extrem de greu. Adică aveam 4-5 antrenamente pe zi, fizice, aveam antrenament de ordin spiritual, meditații, tot felul de cursuri, de lecții. Și a fost foarte greu, în special în perioada de început. Nu puteai să comunici cu nimeni. Eu stăteam într-un templu, n-aveam cum să sun acasă. Foarte greu, din toate punctele de vedere. Dar eu sunt o stâncă tare așa, adică eu spun că este greu, dar întotdeauna merg înainte. Cam așa și Yamato la Exatlon a fost la fel. Am zis, cum a fost greu și de ce ai rămas? Nu plecam niciodată de acolo. Adică trebuie să trecem peste greutăți, la fel cum trec foarte mulți din cei care ne urmăresc acum în viața lor de zi cu zi. Da, așa e. Mergem mai departe, da? Da, să vedem. V-ați iertat tatăl? Da. Cam auzit povestea. Da, o întrebare de suflet. Sincer, nici eu nu știu. Sunt la jumătate. La un moment dat, dacă mă întrebai acum, nu știu, câțiva ani, aș fi spus nu. Dacă mă întrebai acum mai puțini ani, aș fi spus da. Am fost cam un pic așa indecis. Tatăl meu biologic s-a purtat foarte urât și cu mine și cu mama mea și cu sora mea, da. Deci cu noi s-a purtat. Pe mine, de exemplu, aveam 3-4 ani și mă bătea cu biciu. Și când spun cu biciu, vorbesc la modul cel mai serios și propriu posibil. Aveam un bici pe tocul de la ușă, un mânef de lemn, țin minte și acum, cilindric, ceva de dimensiunile astea, care avea un bici de piele de vreo 30-40 de centimetri și cu el mă bătea. Eu și acum am pe spate vreo 20 de cicatrici. Și ce vă spun, se întâmpla acum 51-50, deci acum peste 50 de ani. Deci după 50 de ani eu am în continuare pe spate foarte multe cicatrici, pentru că acea piele, normal că îmi rupea carnea, eu fiind copil având 3-4 ani. Mama a plecat și cu mine și cu sora mea în brațe la părinții ei, la un moment dat n-a mai, știi cum e povestea, să nu pleci, să nu te desparți, că ce o să zică lumea, că ce o să zică vecinii, te-ai măritat, ai doi copii, cine te mai ia, toate poveștile respective din perioada respectivă, și a suportat, a rezistat câțiva ani și la un moment dat nu s-a mai putut, a plecat cu noi la bunicii mei, la părinții ei, și a cunoscut un bărbat extraordinar, pe Edi, pe care eu îl consider tatăl meu și care m-a crescut de 50 de ani încoace și care este alături de mine și acum și eu sunt alături. Serios? De el. Mergem împreună la mare, la munte. Da, câți ani? 75 de ani. Mulțumesc. Și am fost întotdeauna, a fost alături de mine și m-a câștigat din prima clipă. Eu l-am întrebat, pentru că eu am fost foarte dur și foarte rebel așa de când am fost mic. Chiar și în taică-mi, când la un moment dat, după ce m-a bătut taică-mi, când a dorit, eu m-am dus și am început să-l lovesc. Că eu aveam 3-4 ani și nu, așa, scosese răul din mine. Adică este bine că n-a mai stat mama cu el, pentru că acel rău, hrănit de el și la un moment dat hrănit poate și de mine de-a lungul anilor, nu se știe unde m-ar fi dus. Și l-am întrebat, cum vrei să spun, tată sau cum vrei să spun? L-am întrebat eu, îți dai seama, având 6 ani, 7 ani. Și el mi-a spus așa, nu-mi spune tată pentru că nu sunt tatăl tău, spune-mi Edi și să fim prieteni. Ce fain. Da, și așa și este, suntem prieteni și azi. Da. Și mama dumneavoastră mai trăiește? Da, 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 sigur. Am fost chiar acum, ne-am întors de la mare. Super. Împreună, plecăm peste câteva câți săptămâni în Antalya în concedie, adică mergem peste tot împreună, 77 de ani. Mulți înainte. Dar înseamnă că se țin și ei foarte bine, nu? Da, gena, cum spuneam, e importantă, da. Dar tatăl dumneavoastră a murit, biologic. Despre morți numai de bine, dar știi, până la urmă chiar și Dumnezeu se satură de anumiți oameni.
dar nici când ați mai crescut și cumva ajunseseți așa la o maturitate, nici atunci relațiile nu mai erau bune? Adică nu erau? Nu. Eu când am fost în Japonia, una din lecții, pentru că tot acolo am învățat așa, acolo cumva mi s-a mai atenuat supărarea prin ceea ce eram învățat acolo, prin ceea ce mi se spunea. Și acolo cumva am dat o doză de iertare, l-am creditat cu o doză de iertare, dar de iertat total nu pot să spun că l-am iertat nici astăzi. Da. Dar el ce avea? Adică care erau motivele din spate? Băutura, jocurile de noroc, lipsa unui loc de muncă, poliția care l-a alergat că nu muncește și totuși câștigă și habar n-am. Da, așa era la el. Mormântare? Am fost la mormântare, dar cred că am stat în ultimul rând doar ca să fiu. Adică eu m-am dus la mormântarea lui, n-aș spune acum ca să fiu sigur că a murit, deși la un moment dat, dacă mă întrebai atunci, eu am fost destul de... Am un umor negru așa întotdeauna și aș fi spus, m-am dus să fiu sigur că a murit. Dar nu, după ani de zile mi-am dat seama că am fost acolo pentru mine. Adică m-am dus pentru mine și nu pentru el. Am vrut să mă duc pentru conștiința mea, nu pentru el. Dar de atunci, de când a plecat mama dumneavoastră, cu dumneavoastră de acasă, ați mai vorbit cu el? V-ați mai pus la el vreodată? O singură dată, după câțiva ani de zile, la insistențele mamei mele, m-am dus că a vrut să-mi cumpere o pereche de pantofi. Și mi-aduc aminte și acum și cum arătau pantofii și cât au costat 210 lei pe vremea respectivă. Erau cei mai scumpi pantofi de pe raft. Nu-mi plăceau absolut deloc, dar erau cei mai scumpi. Și m-a întrebat pe care îi vrei și eu i-am luat pe ea tocmai ca să-i dau gaură în buget. Nu i-am purtat niciodată și la un moment dat i-am și trimis pantofii noi nouți după o perioadă de timp înapoi. Deci el cumva mai încerca să vă mai împăcați? A fost o încercare probabil cu mama, cu ceva de genul ăsta. Habar n-am dacă pentru copii, dacă din gelozie că mama și-a refăcuse viața cu altul și, mă rog, mama fiind o femeie extraordinară, el o fi simțit în sensul, stai ce prost am fost așa, nu știu. Nu cred că a avut sentimente fantastice față de mine, cel puțin. Când ai sentimente față de cineva, nu-l bați cu biciu. Ca să... Nu-l bați deloc. Nu? Dar să-l bați cu biciu, nu știu. Erau refulările lui, habar n-am. Da, repet. Pentru conștiința mea am fost la mormântarea lui. Înțeles. Mulțumesc frumos. Și îmi pare bine că s-a întâmplat de mult. Trag următorul bilet? De ce ai lacrimi în ochi? Așa. Așa este, da. Știi, viața e dură și complexă. O luăm ca atare. Vă băgați în viața personală a fiilor dumneavoastră. Doamne, ce-mi place întrebarea asta. Vă mirați că nu sunt întrebări de asta, bombiță. Da. Nu mă bag în viața fiilor mei cu bocancii și doar cu niște sfaturi la un moment dat. Adică există momente când ei bărbați fiind și sunt și frumoși, noroc că nu seamănă cu mine, deci sunt bărbați bine, au parte de atenție din partea sexului frumos, a se citi sexul feminin. Și se întâmplă ca o parte din reprezentantele sexului frumos să fie nu de cea mai bună factură. Și atunci eu le spun întotdeauna, fără să mă bag în viața lor, în sensul că să faci asta, să faci asta, să faci asta. Fiecare trebuie să-și scrie povestea vieții lui, cum și eu mi-am scris-o pe a mea, cu bune și cu rele, cu suișuri și coborâșuri, eu mi-am scris povestea vieții mele. Și trebuie să scrie povestea vieții lor. Dacă au învățat ceva în anii ăștia cât au stat lângă mine, eu m-aș bucura. Dacă nu, o să se lovească și ei de probleme, cum m-am lovit și eu, și o să le facă față într-un fel sau altul cum ar putea ei. Însă,
eu mi-am câștigat dreptul în această viață să stau la masă cu cine vreau eu și să nu primez la masă pe cine nu vreau eu. Mm-hmm. Și atâta doar le-am spus. Ca să fie cineva la aceeași masă cu mine, trebuie să aibă și să fie de o anumită factură. Ea ca femeie este, nu mă interesează nici că este săracă, nici că este urâtă, nici că este niciun fel. Nu mă interesează niciun fel. Dacă ție îți place de ea fizic, ție trebuie să-ți placă, nu mie. Dacă este săracă, n-are niciun leu. Nu mă interesează absolut deloc dacă ea este de factură bună ca om. Dacă este un om. Mm-hmm. Un om cu majuscule, nu un biped. Că mm-hmm. e o diferență aici. Adică unii sunt carcase umblătoare, bipezi, și alții sunt oameni cu majuscule. Dacă este un om cu majuscule, poate să stea cu mine la masă și îmi face plăcere să stau la masă. Dacă este o carcasă umblătoare, și când zic umblătoare, mă refer la umblătoare din toate punctele de vedere, să umble pe unde vrea ea, cu cine vrea ea, dar nu la masa mea. Asta, atâta tot. Restul, de la această dorință a mea, fiecare decide cu cine umblă. Adică, practic, ei poate să umble cu cine vor, doar să nu aducă acasă. Să umble acasă, cu cine vor, nu-mi plac prostituatele, nu-mi plac videochatistele, nu-mi plac pornistele, nu-mi place de niciun fel, niciun astfel de femeie, nu-mi plac, n-au ce să caute la masa mea. De aici ei se tragă concluziile. Am înțeles. Mm-hmm. Acum este moda asta. O cunoaște lumea, dar cum o cunoaște lumea? Păi a văzut-o în tot felul de filme, XXX, a văzut-o pe videochat, în sensul ăsta o cunoaște lumea, am înțeles. Să stea la masa ei, unde vrea ea, la taburet și la ce vrea, nu la mine. Nu sunteți de acord cu genul ăsta de femei care fac deloc, asta, nu? Deloc. Absolut deloc. Nu consider că trebuie să biciuite în piața publică, măsuri radicale, fiecare are dreptul să facă ce vrea el, atâta timp cât ceea ce face el nu mă deranjează și nu-mi deranjează arealul meu. Mm-hmm. Să facă ce vrea, unde vrea. Dar nu înseamnă că nici nu le apreciez, nici nu le respect. Mi-e milă de ele. Păi și dacă e iubire acolo? Și eu ce să-i fac? Păi e iubire acolo, nu iubire aici. Adică dacă el se iubește cu ea, să se iubească. Dar nu unde sunt eu. Sunt lucruri diferite. Să facă ce vrea. Nu am nici cea mai mică problemă. Adică, de exemplu, dacă ar face o nuntă cu genul ăsta de femeie, cine? Nu v-ați duce? Eu nu. Serios? Absolut da. Păi cum să mă duc? Păi înseamnă că dacă eu mă duc, înseamnă că mă asociez cu persoana respectivă. Uh-huh. Și înseamnă că tot ceea ce eu am spus de-a lungul anilor și toate principiile mele, înseamnă că au fost minciuni. Ipocrizie. Pentru ce? Nu, eu așa cred. Sigur, fiecare are rolul lui și, sau rolul ei, după caz, în viață. Sunt bune și astfel de femei la ceva de-a lungul vieții. Dar nu în ceea ce privește nunta, acolo unde sunt eu. Pot să facă o nuntă în industria lor. Că acum e și povestea asta. Știi, lumea o să zică, ia uite-l pe ăsta cum... Este și vrăjeala asta. Nu mai sunt prostituate. E o industrie. Nu mai este ceva rău. Este o meserie. Muncește și ea săraca. Sau și el săracul, că am văzut și bărbați. Da, da, am auzit. Am văzut și... Cum? Am auzit de bărbați. Păi am avut doi după la mine. Au făcut și campo de-a lungul anilor. Nici mai... Am spus, stați, nu mai vreau să aud. Cum? Și atunci anormalul, pe care eu l-am considerat și îl consider anormal, prin promovarea continuă, devine cumva în opinia publică, este inoculat că este ceva normal. Eu vreau să rămân retrograd. Eu nu vreau să... Nu mă modernizez în niciun fel în felul acesta, nici nu am de ce, nu vreau să-mi stric... Feng Shui, cum spuneai tu mai devreme. Mm. Stric Feng Shui, stau liniștit, pentru ce să... Nu mă interesează. Absolut deloc mă interesează. Deci o nuntă cu astfel de caricatură va fi o nuntă fără mine.
De, dar știți cum se întâmplă? Că de multe ori se zice că ce n-au făcut părinții la un moment dat, fac copiii ca să echilibreze și poate faptul că fosta dumneavoastră soție v-a fost loială și acum după 20 și ceva de ani, vine unul din neam care să echilibreze energia, zice uite, iau pe una care să facă total opusul la ce a făcut maică mea. Da. Da, este posibil, nu mă opun. Adică nu este o chestie să ne înțelegem. Nu mă opun la absolut nimic. Fiecare are viața lui. Eu vreau să o trăiesc pe a mea cum vreau eu și cum simt eu și cum mă simt eu bine și fiecare din ei pot să-și trăiască viețile lor cum se simt ei bine. Adică nu... Doar că ele nu se corelează unele cu altele, știi? Eu sunt pe aici, ei o să fie pe acolo în funcție de situație și sigur, absolut, fără discuție, dacă are nevoie de mine, el personal, de un rinichi, de doi rinichi de la mine, îi dau pe amândoi. Dacă ea are nevoie ceva de la mine, nu-i dau nimic. Că nu mă interesează, adică vorbim, dar e simplu, sunt inexistente. Nu există pentru mine. Nu au cum să existe. Am înțeles. Mulțumesc frumos. Ultima întrebare. Ia să vedem. După o relație de 40 de ani cu Kempul, nu v-ați... Plictisit, săturat. Plictisit, să, da. Uh-huh. Nu v-ați plictisit. Mă întrebam și eu de-a lungul timpului așa, de mai multe ori, știi? Când te potolești. Și mi-am dat seama că... Și am întrebat-o și pe Sanda, pe soția mea. Păi, eu când o să mă potolesc? Tot ce acum am fost la mare în cantonament, stai în kimono, fugi prin apă cu nebunii ei mei, 600 de oameni am fost acum la în cantonament. Mergi desculți prin scoicile alea, fugi prin apă, bagă-te, tăvălește-te. Am aproape 60 de ani și am întrebat-o pe Sanda. Că ea îmi spune, las-o mai ușor, uită-te în buletin, dar eu nu pot, că ăsta sunt. Și o întreb, mă, când o să mă potolesc? Și ea îmi spune tot timpul, când o să mai crești. Deocamdată n-am crescut suficient. Sunt încă tânăr. Mai am. Nu, sunt foarte bine așa cum sunt, pun multă pasiune în ceea ce fac, am zile când dorm la federație, am acolo un pat de campanie, mai serios? Vine... Serios, da, mai vine câte unul alt să uită la e un pat de campanie, un schelet de metal și cu o salteluță de aia subțire. Mă mai întreabă, dar patul ăla pentru cine? E al meu. Și să uită cum președintele federației doarme pe un pat de campanie. Ăla, așa sunt eu, simplu. Dorm acolo, îmi fac ce am eu de făcut treburile mele pentru federație. Încă pasiunea nu mi-a dispărut. Uh-huh. Și mă hrănesc și cu energia ăstora, tinerii, copiii care vin către sport. Îmi place să-i văd și îmi place să-i tăvălesc acolo, să-i pun pe nisip și îmi place când ei mă văd pe mine în apă și ei intră așa zgribuliți și să uită la mine, dar cum? Bătrânul ăsta din fața mea stă acolo și eu nu. Nu zice nimeni că-s bătrân deocamdată, că vede că văd toți că mai pot. Dar la un moment dat o să fie și chestia. Și o să uită la mine. Cum ăla e acolo, în apă, în kimono, la 14 grade de apă, 12, și eu nu intru. Și ei intră zgribuliți după mine acolo. Și mă hrănesc cu energia asta lor. Îmi place. Veniți încoace, căliți-vă, urcați, înaintați. Îmi place să dezvolt oamenii în bine și să-i fac pe oameni să progreseze. Mm-hmm. Îmi place mult de tot lucrul ăsta și repet, deocamdată mai pot și fizic și psihic. Asta vă e menirea. Eu aici am două jocuri. Ia să le vedem. Vă puneți o intenție, nu ne spuneți da. Despre ce este vorba. E așa, în gând. Și ori alegeți o cifră de la 0 la 999, ori deschideți cartea asta și vedeți... 0 la 999? Am înțeles. Ori deschideți cartea și vedeți unde vi se duc ochii și care este mesajul care vi se potrivește cu intenția pe care v-a spus-o dumneavoastră. Bine. Ziceți cifră sau deschideți cartea? Zic cifră. Ia. 10. Toată viața mea am fost de 10. 10. V-a spus intenția? Da. Îți unești energia a lui Dumnezeu. Ai încredere că semnele pe care le vezi reprezintă o formă de comunicare directă cu divinitatea. Frumos, îmi place. Uh-huh. Îmi place, îmi dă un semnal bun.
Da. Deci îți unești energia acolo-i Dumnezeu, ai încredere că semnele pe care le vezi reprezintă o formă de comunicare directă cu divinitatea. Este bine. E de bine. Și deja iahtul urmează. Doamne ajută. Ia să vedem. Așa, și aici vă alegeți o cărticică. Să vedem ce mesaj. Îl citesc eu? Da. Unde este așa, e cu multe, da, da. Mesajul ăla e titlul și ăla e mesajul. Sau da. Sunt în pace, e mesajul principal. Și apoi pacea și armonia divină. Scuze-mă puțin, sunt în pace. Ce ți-am zis mai devreme? Că eu sunt împăcat cu mine din toate punctele de vedere. Da, ai văzut, da? Da, exact. Pacea și armonia divină mă înconjoară și sălășluiesc în mine. Simt toleranță, iubire și compasiune pentru toți oamenii și pentru mine. Uite ce, exact ce am vorbit pe parcursul emisiunii. Exact. Și exact ceea ce am spus și eu pe parcursul emisiunii. E interesantă povestea asta, da. Da, mă bucur. O fac fiecare invitat. Este frumos, da. Vă mulțumesc mult de tot. Doar vreau să spun așa, cu asta să închei, mi-am o să aminte apropo de întrebare. Multă lume mă întreabă de ce nu intru în politică și cu asta vreau să închid emisiunea. Uh-huh. Sunt mai multe partide care vin și tot aud și dacă tot încheiem emisiunea să fie toată lumea liniștită, nu intru în politică. Și nu intru în politică pentru că, așa cum am spus mai devreme, nu-mi plac prostituatele. De-aia nu intru în politică. Așa că lumea să stea liniștită. Vă vedeți dumneavoastră de sportul curat acolo. Exact. De mama la copii, nu de pofta inimii, cum ar veni. Da, să nu exagerăm. Eu văd și de mama la copii și de pofta inimii. Care una și aceeași. Exact. Asta ar fi cel mai bine pentru fiecare bărbat să fie. Da. Păi așa și este. Da, zic așa și în general la alții. Da. Bun, ce să zic, vă mulțumesc mult de tot. Mi-a făcut plăcere să stăm de vorbă. Au fost multe întrebări care au venit din zona de a cunoaște mai bine acest sport, să văd ce beneficii aduce oamenilor sportul pe care l-ați practicat, să ne împărtășiți experiența dumneavoastră de atâția ani într-o anumită disciplină sportivă. Și vă mulțumesc și pentru sinceritate și pentru autenticitate și mult succes aveți. Mulțumesc mult! Dragilor, aici se încheie podcastul. Sunt Gianina, ne vedem data viitoare. Pa, pa!